Noi, poporul, purtătorii suveranității în România, am hotărât prin referendum să fie doar 300 de parlamentari. Și dau exemplu ăla să înțeleagă toată lumea. Deci eu sunt proprietarul poporului unei societăți comerciale. Și pe criza asta îmi dau seama că nu mai pot să am 400 de angajați. Și strâng toți angajații și le spun, de mâine suntem doar 300 de angajați. Eu, proprietarul vostru, vă zic asta și voi spuneți, cine ești tu proprietarul? Ce dacă ești domnul? De mâine venim 588. Exact ce au făcut ăștia. Deci asta este abuz. Deci președintele ar putea, după părerea mea, domnul președinte, uite, vă provocăm, consilierii dumneavoastră au o lacună la capitolul sau carență. Articolul 109 din Constituție, aliniatul domnule președinte, vă dă posibilitatea, dreptul și obligația să declanșați urmărirea penală a celor miniștri, foști miniștri, actuali miniștri, care abuzează în funcția lor. Ia puneți DNA-ul ăsta să analizeze cine a săvârșit abuzul de drept și nu vrea să aplice referendumul și decizia Curții Constituționale care dispune imperativ că trebuie aplicat referendumul în 2009. Ăsta este un abuz. Nu ne trebuie referendum, că asta înseamnă cheltuieli și cheltuieli din banii noștri, domnule președinte. Nu. Că înseamnă că dumneavoastră poate urmăriți și altceva. Și nu vrem să facem ipoteze false, dar vă rog să puneți în aplicare articolul 109, aliniatul 2 din Constituție, care vă dă dreptul, domnule președinte, pentru abuz în serviciu dauna publicului, să declanșați urmărirea penală a oricărui ministru. Iată, o idee și v-am dat-o. Nu costă bani, da. Nu costă bani decât eficiență. Poate fi extrasă din declarația noastră chiar, da, o știre. Uite, vă citesc. Chiar o știre în sensul în care dacă președintele ar avea acest drept și ar purcede... Domnule, vorbiți cu un specialist în acest sens. Deci cei din Comisia de Revizire a Consiliului n-au specialiști acolo, că le e frică că vine la s-ar porni, domnule avocat, un nou scandal și politic și de amergură care ar atrage din nou atenția. Domnul Grațian, dar pe noi nu interesează scandalul, nu interesează să aplicăm regulile și legile, adică cineva care încalcă legea imediat îl arestează și ăștia încalcă legile în fiecare zi și nu-i arestează nimeni. Uite ce spune aici, articolul 109, aliniatul 2. Numai Camera de Reprezentanți, Senatul și președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor. Cât mai e Constituția dacă aceasta. S-a cerut urmărirea penală, președintele României poate dispune suspendarea acestora din funcție. Păi aș cere urmărirea penală acestui guvern care refuză categoric să aplice referendumul, aș cere urmărirea penală a celor parlamentari care refuză și președintele comisiei care refuză să aplice referendumul, care ne sfidează pe noi, domnule președinte. Eu, cetățeanul român Gheorghe Dinu, vă cer să aplicați dreptul și obligația dumneavoastră stipulată în Constituție. Articolul 109, aliniatul 2, vă dă acest drept. Aveți curaj, aveți sprijinul nostru al poporului.